mama, le arătăm cărțile tale, iubitule. Așa. Căi! Iar gol, mama, gol. Ăsta este un gol mic și ăsta este un gol mare, da? Distici că sunt atât de vlogări niștine. În vlogul de astăzi vă arătăm jucările lui Noel. Soția a venit cu ideea asta, drept urmare, pe ea o veți vedea mai mult în vlogul de astăzi, pe ea și pe Noel, desigur. Poate și pe un pic de sășica. Propun să înceapă vlogul. Georgiana, explică-ne în primul rând raționamentul din spatele acestui vlog. De fiecare dată când mai postez eu pe stories momente din viața noastră, care în principiu se petrec aici pe această salteluță, ne jucăm și primesc de la mămicile care mă urmăresc, primesc întrebări de unde e jucăria aia, de unde e jucăria aia, și chiar multe dintre ele mi-au propus să fac un vlog pe canalul meu, dar ce să vedeți? Tot pe canalul Ionești, pentru că și ăsta e al meu, cum ar veni, e al nostru. Să fac un vlog. Vezi că aici e doar un sfert din canal. Da, exact. 25% tu, 25% ea, 25% el și 25% eu. În primul și în primul rând o să vorbim despre jucările care sunt puse în această comodă, acest suport superb de la Zara Home. Este de la Zara Home, spun, pentru că în momentul în care am postat, cred că a fost ceva sold out sau ceva, că nu se mai găsea. Am văzut că e din nou pe site, deci dacă vreți să o cumpărați, e vreo 500 de lei. Foarte practic din punctul meu de vedere, da, și foarte practic, cu site-ul. Am gândit-o în ideea în care, am gândit să o cumpăr în ideea în care sunt la vedere, dar sunt organizate, iar el are acces ușor la ele. Vorbesc ciudat pentru că am aparat dental, dacă mă... Suseită de aia. Sunt tot să povestiți despre asta într-un vlog viitor. Bun, revenim la jucării. Partea de sus sunt cărți. Și la cărți e de obicei cea mai mare nebunie în mesaje când postez cărțile în mele. Ce cărți sunt? Avem aici pe mai multe categorii. Da. O să vi le prezint imediat. Stai un pic, Noel, mama. Așa. Oh, da, papucei. Papucei, tata, de unde sunt butoșei? I-am cumpărat ăștia de la Sinsei, a făcut o comandă cu niște chestii pentru ședința foto de Crăciun, pentru că știți că ne facem în fiecare an ședință foto. Și hai să le comand din timp să n-am surprize că nu găsesc mărim. Da, mama, le arătăm cărțile tale, iubitule. Uitați-vă, sunt cu arici. Da, mama, sunt ale tale, iubitule. Tati, dar trebuie să le prezinți oamenilor jucările tale ca să se inspire să cumpere și ei la bebeluții lor sau la finuțe, la copiii unor prieteni. Da, mama, uite, așa face dinozaur. Wow! Deci sunt pe mai multe categorii. În primul și în primul, cele mai multe sunt cărți Osborne. Avem cărțile astea Osborne cu sunete, avem și cărți Osborne cu clapete. Imediat o să găsesc aici. Uitați cum sunt astea, dar bine, nu prea mai au clapete, că le-a rupt Noel. Astea aveau pe aici, pe acolo, niște chestii care se ridicau, dar nu prea mai sunt, pentru că au fost rupte. Astea sunt printre primele cărți ale lui Noel și le-am tot cărat cu noi peste tot. Uite, spre exemplu... Uite cum se scrie, Usborne, da? Nu e cu OU, cum e rockerul. Da, da. Iar astea, spre exemplu, sunt cu melodii. Nu vrei să le arăți, am înțeles. Nu vrei să le arate. Nu vrei pe asta? I-ai pus baterie până la urmă la aia, i-ai reușit? Nu vrei pe asta, pe care o vrei? Nu vrei să-ți arătăm cărțile lui Noel? Nu. Majoritatea le-am cumpărat de pe EMAG. Sau sunt primite cadou, însă recomandarea mea este să dați un search pe Google după cărți Osborne, pentru că sunt site-uri unde le găsiți mai ieftine. Ia uitați-o. Asta, asta este caracteristica lui preferată. Deci, mamă, cât de ofticat era că nu mai mergeau astea. Îi plac foarte mult că sunt foarte colorate și au și muzica asta. Domnul șef a fost rălat de bunii, pentru că suntem în plin proces de înțărcare și... Da, stai, și asta e așa de supărat. Practic voia lapte. Așa că i-am pus în biberon niște lapte și bea lapte. Așa, bun, mai departe. Am vorbit despre cărțile Osborne, mai avem cărțile astea de la Bebe învață. Asta, spre exemplu, este o carte cu sunete de animale. Da, sunt mai multe tipuri de animale. Le găsiți pe net. Aici, spre exemplu, Bebe învață numere, culori. Da, putem învăța... Așa, astea sunt primite cadou. Iar aici este o carte care, mă rog, este pentru 3 ani plus, pentru că are și un stilo pe care nu l-am desfăcut. Practic, Bebe învață să scrie, să deseneze, dar există și partea asta de sunete cu animale plus o melodie. Asta e chiar interesantă, cartea. Le mai avem... place foarte mult și, cum se imită
Îmi pare rău că acum nu e în modul potrivit. Când apăsăm aici așa, începe și face ca... Și începe și face el. Știi? Mă rog, cât poate și el să imite. Da, imită animalele. E că îi place foarte mult chestia asta. Îi place mult să imite. Și are o piesă... îmi pare rău, Georgiana, că te întrerup, dar are o piesă care îi place lui foarte mult. Așa, nu o găsim. Deci dansează tot din piciorul și alea, îi place foarte mult. Gata. Bine. Avem partea de cărți cu Peppa Pig. Noel este fan Peppa Pig și avem Peppa Pig ABC. Învață literele, învață numerele și învață formele. Astea sunt cumpărate dintr-o benzinărie, cred că dintr-un Maioșan, ceva de genul ăsta. Ah, da, le-am luat atunci. Mult timp, da. Așa. E, cred că vrei să vină. A plecat de la Bu. Și cred că vrei să vină. Hai, vino cu aici, se întâmplă ceva aici, fără tine, ia. Așa, a venit vedeta. Deci a se nota că încercăm în procesul ăsta, până la urmă chiar trebuie să faci clipul la geole despre înțelegare. Da. Curge lapte peste tot, nu? Dă cu lapte peste tot. Chiar ne chinuim așa, îl culc eu în fiecare seară, de vreo două săptămâni sau ceva, e genul. E o luptă continuă ca să se dezvețe, ca să... Na, să începem să avem și noi o viață. Da. Pe scurt. Și revenim la cărți, mai avem cartea asta care este de la editura Litera Mică. Este o carte foarte interesantă, tot din categoria Bebe învață, unde învață culorile cu ajutorul unor piese de puzzle. Practic aici, da mama, ham, cățelul. Sasha? Unde-i Sasha, tata? Doamne, deci îi plac atât de mult astea. Mai pe mijloc. Vedeți ce vă ziceam? Iubirea, așa. Așa, asta este o carte prin care învață odată culori, animale și ideea de puzzle. Sunt mai multe culori și fiecare culoare are fructe, acum... animale. Asta e puțin cam mare pentru el, dar eu le-am luat în ideea în care ne mai învață culori. Spre exemplu, are un pian aici, ăsta, care pianul așa. Pe care o să vorbim despre el. Unde, pe un mod, are culorile și le repetă. Mă rog, repetă în limba lui, că nu știe să vorbească foarte mult, dar are doar una jumate, na. Deci cam astea ar fi cărțile. Că vreau să fac o mică paranteză apropo de jucării și cum imaginam eu că o să decurgă toată partea asta cu jucările. Eu credeam că o să fiu, o să le duc în stilul Montessori, doar cu jucării din lemn, fără beculețe, fără chestii interactive. Nu mi-a ieșit și nu-mi pare rău că nu mi-a ieșit, pentru că mi se pare că genul ăsta de cărți interactive le ajută foarte mult să se dezvolte. Adică faptul că repetă, recunoaște animalele. Mi-aduc aminte că e un vlog de acum foarte, foarte mult timp, cred că avea 6-7 luni, el știa unde este leul. Puneam să-mi arate și mi-arăta în cartea asta unde e leul. Știa unde e leul. Da, mama! Mamă, și era super mic, nu știu dacă avea una. De și îl întreba, tati, poți să faci ca un leu? Și făcea, cum face leu, mamă? Wow! Așa e bine! Bravo! Bun, deci asta e partea de cărți. Ori, sunt multe aici, adică unele dintre ele au fost și mutilate, așa cum a zis Georgiana, pentru că lui îi place să tragă de toate chestiile pe aici. Aici era o bucățică care acoperea ceva, dar nu mai știu exact. Uite aici, la elefantul ăsta, da. Și venea aici, era o fereastră. Da, are, mai are pe undeva, uite, cum e asta. Da, da. A, tare de ele, pentru că era prea mic atunci. Da, lasă că s-a jucat, uite cum e. Da, e o carte care și-a făcut treaba. Da, asta mi se pare că a fost cu noi în Maldive. E a ta, iubirea mea, da, e cartea ta. Bun, haide că am vorbit despre cărți o tonă. Aici avem partea de chestii interactive, tablete și alte chestii. Asta e veche, este luată de la din BBT, Fisher Price este numele brandului. Asta este o tabletă cumpărată din aeroport, când am uitat o telecomandă acasă, nu știu unde plecam. Cred că în Bali. Da, mă rog, nu-s deschise și aici învață litere și pune întrebări. E foarte mișto tableta asta. Da, e cumva cam mic pentru ele, dar se joacă. Ăsta este un pian, este jucăria lui Noel preferată primită de la sora Michael, de la mătușii mea. Când abia s-a născut, ăsta a fost una dintre primele jucării și care a fost super plimbată. Și are tot felul de cântece, de foarte mișto. E preferata lui. Asta este tot de la Fisher Price, este o carte cu cântecele, te învață litere, numere, forme. Și mă rog, sunt... Cartea cu povești, la
aici sunt versurile ca să poți cânta și cu el și foarte simpatice. Așa. Avem foarte multe piane, foarte multe piane. Ăsta este tot Fisher Price, ăsta este cumpărat, ăsta este pianul despre care primesc întrebare în fiecare zi. Dacă apare acest pian în fiecare din story, în fiecare zi primești cel puțin o întrebare. Este cumpărat de la Noriel, din gama Noriel Bebe și este foarte șmecherare și aceste bețe. Poate să vadă la tobe, are inclusiv cântecele. No, deci cât am folosit eu pianul ăsta, a? Super șmecher, e super tare. Și faza mea preferată, o știți probabil? Animal. Asta, cu pisical. Pisical. Nu știu ce, dar îmi place să fac asta. Dar are modele, moduluri, pardon, cu animale, numere, note muzicale, culori, adică e chiar șmecher ăsta. Mi se pare că e investiție foarte bună. Așa, o să le închid că o să pornească toate aici. Așa. Aici avem partea de jucării din lemn, astea se trimite cadou de la vara mea. E foarte interesant bancul ăsta de lucruri, sunt tot felul de chestii, robinet, cheie, întrerupător. E un cub de activități, mi se pare că așa se numește. Da. Și una dintre cele mai... Una dintre activitățile preferate ale Noel e să bagi chestia asta aici. Cheia, în butuc. Da, da, deci în continuu se joacă la asta, e foarte încântat de... Da. Rudimentar și de succes. Aici mai avem tot de la Fisher Price, un fel de Nintendo something. Da, poți să-mi spui că l-am luat eu special. Dar are și de la fost. Și varianta originală de Xbox. Da. Da. Aspiratorul. Varianta de aspirator de jucărie este la de pe EMAG. Să pun ăsta aici. Vezi că nu le pus bine, că astea sunt un... Ăsta mi se pare că l-am adus eu din Statele Unite când am fost și am făcut... turul ăla cu KFC. Da. Am fost la primul restaurant KFC din lume. Apropo de canalul principal, o să pun un link în descriere, fraților, către un vlog de care sunt foarte mândru. Am fost în târg pe Valea Cascadelor și a fost... E super tare vlogul ăla, deci merită să-l vedeți. Link în descriere. Pupici! Așa. Așa, mai avem o parte de tot felul de alte jucării. Astea luate din benzinării, cu luminițe, cu... să mai țin ocupat în mașină. Pirata Sophie care nu se mai joacă. Asta a fost o nebunie acum ceva timp cu jucăriile astea. Și ține ocupat. Wow, mama, wow, da. Aici jos avem partea de mingiuțe, de toate mărimile și toate formele, inclusiv un glob. Aici avem Lego Duplo. Sunt mai multe seturi, iar aici avem animalele. Toate animalele lui. Gol, mama, gol. Îi plac foarte mult animalele astea și dinozauri. Așa. Iar gol, mama, gol. Ăsta este un gol mic și ăsta este un gol mare, da? Gol, gol. Da, mama. Vreți să jucăm gol, tata? Haide, dă la pas. Dă la pas, hai. Dă la pas. Gol, poftim, iubirea. Ești pe fentează. Gol. Gol. Asta-i jocul de aici spate. Bravo, mama. Gol. Așa, iar aici, în acest cărucior, care a fost primul lui loc în care am depozitat jucăriile, avem de toate. Avem cățelușul ăsta care cântă, dansează, ce înainte face. Primele lui jucării, la fel. Da, asta e prima, cred că primele jucării. Se pare că a fost cu noi și asta în Maldive. Da, a fost cărată peste, trebuie să o deschid, că le tot închid, că vă dați seama, pornesc, el le scoate pe toate. Este foarte interesant că te învață. Nu cred că mai are baterie? Există varianta și de cu... fetiță. De fetiță, da. Dar asta e de băiat. Eu cred că nu mai are baterie. Da, s-a terminat bateria. Cât să ține bateria? Un an jumate? Ce a făcut aia mai bună? Este foarte interesant că îl învață părțile corpului, cântecele, culori. E chiar interesant și e vreo 200 de lei. Și dacă ți-a apăsat, ăsta e pro tip, pentru cei dintre voi care au jucăria asta sau o vor cumpăra, dacă ți-a apăsat aici pe inimioară mai mult, îți cântă toate cântecelele în loop. Adică nu în loop, ți le cântă cap-coadă, are multe cântecele. Și îl ține ocupat. Da. Da, asta este așa o minge interactivă foarte interesantă, se joacă cu ea și interactivă e oprită acum, dar se joacă și ca și cum ar fi o minge normală. Aici avem un volan primit cadou, cred că este tot de la... A, nu, este de la brandul Vitec. Asta e brandul, așa. Stai așa puțin. Vitec. Da. T-E-C-H. Hai, e foarte drăguț. E chiar drăguț brand.
dai semnal, dai, îți mai joc. Mai avem un cumpăran ăsta cu ventuză. Ăsta a fost, l-am folosit când îl puneam în scăunel să învețe să stea în scăunelul de masă, ca să se joace cu el, în ideea în care să se obișnuiască cu statul în scăunel. Ăsta nu știu de la ce brand e, l-am primit cadou. Mai avem un aparat foto pe care l-am primit cadou. De la Baloin l-am primit pe ăsta. Da. Poză. Da, îi place foarte mult. O telecomandă de la subwooferul nostru. De la sistem audio, pe care nu l-am mai folosit. Aici avem această jucărie care este de la Little Dutch. Nu știu unde sunt celelalte aparate. Asta la fel e un mare succes. Când pun pe internet, tot timpul mă întreabă lumea de unde e. Asta e primită cadou când a făcut un an, de la fiii noștri. Este foarte interesantă că a început să se joace singur. Și practic... Așa? Apropo de toate sunetele astea, seara, după ce se liniștește treaba, se duce șeful la Nani și încep să pun lucrurile la loc, fie eu, fie Georgiana, la locul lor. Și la un moment dat, uiți două, trei jucării de-astea pornite și... Când pui peste ele, încep toate. Dinozauri, căței, cai, de-astea, cântece. De-astea sunt oprite. Pentru... Și s-au de... Bra, 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 bra. De ce ăla nu-i un cerc? Da, mai avem... Asta este o jucărie de schimb, dar este, nu mai este pentru gândul ăsta de noi. E pentru copil mai mic, luată de la Adiniș. Cred că a fost între primele jucării cumpărate. Asta e primită de la vara mea și de la soțul ei. Ei sunt foarte focusați pe de-astea jucării, de-astea, cum să zic așa, de inteligență și de simple, dar de efect. Da, și îi place foarte mult jucăria asta, e un mare hit. Așa, aici avem un cactus. De la cealaltă verișoară. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nu, nu, nu vrea să joace acum. Care... Repetă tot ce spui tu. Da. Așa. Aici avem o girafă care este primită cadou de la Vida XL. La fel de fiecare dată când se apare girafa asta la mine în story, primesc mesaj de unde e girafa. Oamenii au văzut-o la Moț, la petrecerea de Moț al lui Noel, da, oamenii de la Vida XL, și au văzut că noi am chiriat una, da, și ne-au făcut cadou una, să o avem aici. Mai mică, dar e de efect. Primită de la Gabriel Bebe, primită de la prietenii noștri Rolando și cu soția lui Alina. Ne-au trimis acest... Când au venit în București... Nu știu dacă sunt căsătoriți. Iubita lui! Să nu facem greșel de asta. Încă nu știe să se joace singur, dar mai jucăm noi cu el, el le dărâm. Sunt foarte utile din punctul meu de vedere. Ia uitați. Da, mama, bravo! Și cam astea sunt jucăriile din casă. Mai avem o parte în terasă afară, pe care o să vi le arătăm imediat. Și bine ați venit în universul numărul 2 al lui Noel. Aici suntem în terasă, nu l-am luat cu noi pentru că e rece. Stai să luăm păsășică. Hai, tati, hai tu. Hai, cel de-al doilea copil. Hai că le arătăm și jucăriile tale, dacă vrei. Așa. Aici avem așa, partea de relaxare. Avem cortul pe care l-a primit cadou de la părinții mei când a făcut un an. Și aici în cort are saltelâța lui de la Câtelină și în stele pe care am cumpărat-o când era, nici măcar nu era născut, și e saltelța pe care a învățat el să stea pe burtică. Da, mi-aduc aminte. Și am ridicat el capul ca o șopârlă. Da. Am folosit-o ca să fie mai moale. Ăsta este un ren foarte interesant pe care l-am primit de la nepoata lui Marian, care poate fi folosit așa pe roți sau se pot ridica roțile și poate fi folosit ca sanie. Da, deci căutați, nu știu să zic, ren pe rotile. Da, se găsește pe net. Da. Aici avem tot de la Betty, de la nepoata lui Marian. Cele mai tare cadouri. Cel mai tare, da. E un troller interactiv. Și inițial am zis că îl duc la el în dormitor, dar se mai pune pe el, se trage cu el, că poți să te ducea să tragi. Se joacă la butoane și m-am stat aici. Mi se pare că se potrivește foarte frumos în texaj. Cutia asta cu toys de unde e? Cutia asta cu toys este luată, cred că, de pe universul tău sau de pe Vida Eu am montat-o sau cine? Da, tu ai montat-o. Sau tot asoc? Nu, tu ai montat-o. Eu? A, și căruțul ăla care erau jucările mari din casă. A, așa. Așa este luat de pe universul tău. Cred că ăsta de pe Vida Excel sau AOSOM, ceva. Da. Căutați cu fără alt toys pe net și o să vedeți că se găsește mai multe locuri. Aici este cadou pe care l-a primit de la nașii de
botez când a făcut un an, este o poartă interactivă. Face tot felul de semne de momentul în care dai cu mingea la coș sau dacă dai gol. Mingile sunt casă. Așa. Aici avem o trotinetă pe care a primit-o cadou tot când a făcut un an de la prietenii noștri Gabi și Adelina. Se urcă pe ea. Acum a început să fie foarte into trotinetă. Aici avem... Cutia de daună. Vezi că și aia e hit. Da, cutia... Mi-ai tot daună banii numai de aici. Aici este un cup tot de la Little Dash pe care l-am primit de la Șurubel și de la Iulia cadou. E foarte interesant că are tot felul de variante de a te juca cu el. O dată treaba asta. Are și forme pe care trebuie să le bagi în ăsta. Tot felul de... Dacă auziți mărit pe fundal, arătați aici. A, uitați, ia uite, copilul. Primul copil. Primul născut al familiei noastre, iubirea mea. Așa, tati. Așa. Așa, avem un laptop pe care l-am cumpărat la mine în speranța că nu o să mai vrea să duce la laptopurile noastre. Yeah, right. De la Fisher Price este. La fel, are mai multe module de la 0 la 3. E interesant, așa cu el, din când în când. Ăsta este un cup care a avut foarte mare succes, e tot de la Vitec. Da, bă, ce i-a plăcut ăsta și în continuare se mai joacă da, cu el. Da, se joacă bine și mai poate pe butoane, mai dă de astea, adică asta le-a plăcut. Și roata norocului și aia i-a plăcut foarte mult. La fel, asta tot de la Vitec este. Are mai multe module. Sau module, cred că corecte module. Modul, poate, bă, da. Măi, măi gălăgioasă, stai la un loc. Deci avem litere, animale și cântecele. Așa, și bineînțeles jucăria preferată a lui Noel, cutia de la dronă cu acest pahar care l-a folosit noi de Halloween acum un an, acum 2 ani, de fapt. Și ăsta tot timpul stă aici, așa și pune el. De ce? Nu am el știe el mai bine. Da, și mai e mașinuța, care poți să arăt. Sasha, vii să le arătăm jucăriile tale, iubita mea? Opa! Aici avem mașința lui Noel, toți vrea să plimbă cu ea, tot de la bunești, de la nașii lui. Mai avem o minge pe care a primit-o cadou de la fratele maică-mii. Este tot asta interactivă, apeși, cântă. Și asta îi place, da? Se joacă cu ea. Aici sunt jucările sășicii. Are foarte puține, sărăcuța, foarte puține. Copii amărâți, mami, sunt amărâți, fanii. Cam asta au fost jucările. Păi, ne-mi că peste niște ani nu s-a mai reproșesc că n-ai avut jucării când erai mică, nu? Jucăriile lui Noel. Sper că v-a plăcut ideea de clip. Dacă mai vreți genul ăsta de clipuri, nu știu, în care să vă prezentăm lucruri pe care le mai are noi, nu știu, haine, I don't know, ce idee aveți voi, puneți-le în comentarii și noi facem. Azi, suntem oameni de cum să zic, imediat ne regrupăm și facem ce trebuie făcut. A, și o chestie apropo de jucării, că poate vi se pare că sunt foarte multe. Într-adevăr, sunt foarte multe. Însă, nu vi se pare, adică... Da, într-o perioadă le țineam și le dădeam prin rotație. Avem acolo un sac unde sunt jucăriile care nu mai sunt pentru bârstale și pe care urmează să le donăm. Însă nu mi se pare că a funcționat pentru el, pentru că el este genul de copil care se plictisește și care se joacă 5 minute cu ceva, după aia vrea cu altceva și atunci prefer să le pun acolo și știe foarte bine ce vrea. Adică se joacă cu cartea cu dinozauri și vine și spune aia, pune mâna pe aia, se joacă cu aia după care vrea alta. Și plus de asta mai avem un loc, pentru că vă dați seama, am tot primit, dar nu îi le dau pe toate odată. Adică ce-i desfăcut acolo, astea sunt jucările pe care le-a primit la petrecerea de un an, deci acum 6 luni. Rest ce am primit după, sunt puse undeva în casă și urmează să îi le dăm treptat. Deci mai avem și alte jucării care sunt desfăcute. Noi dacă să vezi vlogul ăsta când o să fii mare, să nu ne judeci, mami. Dar foarte multe. E ca și cum... Adică, chiar asta ar fi chiar reversul medalii, știi? Noi ne plângeam când eram mici, că încă am rămas cu traume, că n-am avut jucării, n-am avut suficiente chestii și de-aia acum am cumpăr ca hamster, tot ce îmi fac toate poftele. Cum ar fi să-l traumatizăm prin faptul că i-am luat atât de multe lucruri și copilul să adopte un stil de viață minimalist la modul... Eu nu vreau, am fost sufocat când eram mic, cu toate jucările alea, n-aveam loc de nimic, vreau o viață simplă. Da, da, said no one ever. Fraților, ăsta a fost vlogul, sper că vi s-au părut interesante informațiile. Încă o dată link în descriere câte vlogul ăla fin pe care l-am făcut de la Târgu Vitan, de la Târgu Valea Cascadelor. E posibil să mergi și la Târgu Vitan dacă vreți. Trebuie să vedeți ce am cumpărat de la Târgu. Am dat în total 400 de lei, aveam buget 500, dar am cheltuit doar 400. Băiat economicos. Ăsta a fost vlogul. Pupici și scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți. În afară de piele. Cel mult o geacă de piele. Nu facem OnlyFans aici, mama, dracu.